Bună ziua, bună dimineața! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc mult pentru like-uri, pentru abonări, pentru comentarii. Mă bucur să ne revedem. Am să fac pe scurt o citire în cărți, în cărți normale și un pic combinat cu tarot. Și ups, și pe asta. Se grăbesc, cred că le era dor de mine. Ho, 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 ho. Vă rog eu mult de tot, vă implor mâine, nu vă certați. Știu că există un trio relațional aici, uite ce a sărit. Știu că știți și dumneavoastră că nu sunteți singura din viața acestui bărbat, mai ales cele născute în luna mai, cele născute pe data de 3, cele născute pe data de 5, cele care aveți inițiale de C, nume și prenume. Eu tot înfundată sunt un pic, nu mai îmi trece nasul ăsta. Sau... Da, mare grijă. Îmi iese aici, îmi iese totuși o discuție, o să vă combateți, o să vă luptați pentru dragostea dumneavoastră. Eu știu, toate avem chestia asta de a ne lupta pentru X sau pentru Y, da, chiar și partea bărbătească, doar că aici ori dumneavoastră, ori el totuși mai are și pe altcineva, după cum v-am spus, deci v-am spus cele născute în luna mai, cele cu inițiala C, aveți grijă, da, cele născute pe data de 3 sau tot ce dă în datele acestea, da, adică pe data de 3 poate fi și 12 și 21, da, ce dă în 3. Ce să zic, indiferent că sunteți femeie sau bărbat și aveți pe cineva, este adevărat că vă iubiți amanta sau vă iubiți amantul, da? Iubitul, prietenul, dar, da, vă iubiți, dar, din păcate, unul din voi doi mai aveți pe altcineva și aici partea bărbătească trage mai mult către amantă. S-ar putea întâmpla pe viitor, dar nu pot să spun astăzi nimic, pentru că e o etalare generală, vă dați seama. Totuși se luptă pentru dumneavoastră. Și dacă ar fi să mă iau fix după ele, eu cred, aș putea să spun un 50% că va divorța. Dar după cum se vede, acum doar se zbate să vă cucerească, mai ales cele care sunteți la început cu domnul căsătorit sau viceversa. Acum sunteți într-o zbatere să vă fac, să-i faceți să vă iubească, să vă adore, să vă... Da? Dar eu totuși cred că aici e ceva mai mult decât o relație care este la început, e ceva mai avansat. Și totuși eu cred că în viitor el se va separa de soție. V-am spus inițialele, da? Care... Doamne, va fi de ce dragoste cu năbădăi aici. Da, dragoste cu năbădăi. Vă iubiți foarte, foarte mult. Veți avea un nou început cu acest bărbat sau cu această femeie. Depinde cum vă regăsiți. Foarte frumoasă cartea. Oricând o citiți, este valabil pentru următoarea perioadă, pentru că eu nu dau pe zile în cărți. Cărțile au altă energie. Cărțile mele au altă energie.
Deci veți avea un nou început și mare grijă. Ce bine, acum dacă vă doriți, să știți că damele aveți mare șansă să rămâneți și însărcinată, dar aveți și un nou început. Acum, pentru că a căzut această carte, pot să spun că da, va divorța și va veni către dumneavoastră foarte frumos. Mai ales foarte bine aspectați cei care sunt în zodiacul chinezesc, care sunt în cal, zodiacul european, cei care sunt cornuți, berbec, tauri sau, da, cornuții. Sau capricornul, berbec, taur sau capricorn. Și eu vorbesc despre bărbați acum, da? Să ne înțelegem. Deci, cei care, bărbații care vor veni, vor divorța și vor veni către dumneavoastră, sunt Taur, Capricorn, Berbec și Zodiacal în Zodiacul chinezesc, da? Zodia Gemeni, ca și bărbat, nu va divorța, da? Veți mai rămâne în relație duală. Bărbații cu litera A, dacă aveți prieteni cu litera A, iubiți, să știți că pe data de 2, da, pe data de 2, chiar pe data de 2, 2 iunie, 2 iulie, maxim 3 luni de zile, va lua o hotărâre în favoarea dumneavoastră, poate și mai repede, pe o dată de 2. 2 poate fi și 11 iunie și 2 iunie și, v-am spus, tot ce dă într-o anumită literă. Pe data de 10, gemenii care sunteți, deci v-am spus problemă cu gemenii, da? Dar foarte frumos. De oricum, n-are cum să se întâmple la toată lumea, dar vă spun, dacă nu ați înțeles, mai ascultați odată videoclipul, credeți-mă, se naște o mare iubire. Sunt bărbați care vor divorța pentru prietenele lor, pentru amante, pentru iubite. Da, ce să zic? Și vă spun, cele care doriți să aveți copil, să știți că da. Exact, da. Puteți rămâne însărcinate și veți cădea de comun acord și cu el, bineînțeles. Asta e frumos. Până la urmă, ca cu acel copil să fie dorit de ambii parteneri. Da, nou început și sarcină. Foarte, foarte frumos. Dar e dragoste, v-am spus, cu năbădăie. Dragoste la prima vedere. E o nebunie și o luptă, o luptă foarte, da, o luptă mare pentru dumneavoastră, damele. Hai să vedem ce se mai poate întâmpla. Să vedem aici. Deci, damele brunete cu părul lung, 100%, drum de graniță în următoarea perioadă, dar nu perioadă lungă, perioadă scurtă, da? În următoarea perioadă, da? Damele cu ochii deschiși, veți merge, da, damele cu ochii deschiși, verzi albaștri, veți merge cu soțul dumneavoastră la mănăstiri, la biserici, sunteți în următoarea perioadă, dar cu familia, cu iubitul, cu soțul, cu cine este, veți fi foarte mult, să spun, axați pe spiritualitate. Bun, pe urmă, aici, cine cunoaște pe cineva, cine a cunoscut un bărbat de curând,
Deci pe dragoste, aveți grijă ce faceți și nu-l primiți în casă. Aici îmi cade un pic, că e cam, intră un pic pe furiși în viața dumneavoastră. Are ceva în gând, în spate, un secret, un... E ca și cum are nevoie de ceva de la dumneavoastră. Deci cei care v-ați cunoscut sau cele care v-ați cunoscut, dar aici sunt damele, da? Care au cunoscut bărbați cât de curând, la începutul lunii, oricare lună, ianuarie, februarie, martie, nu contează. Cele care știți că i-ați cunoscut la începutul lunii, între 1 și 9 ale lunii. Aveți grijă cu intratul în casă, că nu știu, ori pur și simplu are interes la dumneavoastră material sau are interes să ajutați cu ceva, pentru că îl văd pur și simplu ca se strecoară pur și simplu. Adică și dacă aveți senzația că trebuie să-l dați afară sau încercați să vă îndepărtați, el intră pe geam, știți cum, deci o chestie de genul ăsta, dar nu este un tip bun pentru dumneavoastră, care vă știți că i-ați cunoscut la începutul lunii, între 1 și 9, orice lună începând din ianuarie, feriți-vă, încercați să vă retrageți. Pe 14 iunie veți merge la munte sau vă va prinde această dată la munte. Văd că mergeți în drumeții. Femeile, cum am spus, brunete, cu părul lung sau chiar și peste umeri, nu neapărat foarte lung, drumuri de graniță bine aspectate, chiar și și damele șatene cu ochii căprui, nu neapărat foarte brunete sau, pentru că sunteți multe și nu mai vă dați seama că nu mai am cum să vă pun. În următoarea perioadă, datele importante și care vă aduc noroc este data de 1, data de 13, data de 16 și data de 11 sau orice dată care dă în aceste numere. Vă spun foarte clar, damă care poartă coc pe ceafă, da? Damele care poartă cocul pe ceafă, veți merge în călătorie într-o țară cu apă, vă veți plimba cu barcă, cu vapor, cu șalupă sau cu ce aveți, da? Deci veți face călătorii la apă și vă veți plimba pe apă, vă veți plimba cu orice, nu contează. Da, foarte frumos, e o citire la modul general, n-am mai dat pentru fiecare, am dat un pic altfel, ceea ce mă, ca să văd ce este în evidență practic, n-am vrut să spun lucruri, n-am mai dat normal ca să nu spun lucruri generale care le știți și dumneavoastră. Aici a ieșit, asta vă spun, deci 100% că va fi foarte bine. Da, ce v-am spus până acum, cei care sunt damele care au sub 40 de ani, partener cu ochii deschiși la culoare, hotărât veți primi daruri de la acest bărbat, 100%. 100% veți primi daruri, cadouri, deci cei care aveți partener cu ochii deschiși. Și cineva din trecutul dumneavoastră cu care ați fost și are ochii deschiși la culoare și este cu o altă femeie acum, este din trecutul dumneavoastră, se îndreaptă către dumneavoastră, se îndreaptă, vrea o împăcare, vă trimite ori, nu știu, cadou, bani, nu știu, ceva, hotărât, vrea hotărâre cu dumneavoastră, are pe cineva, este la drum, da. Și dacă într-adevăr doriți să-l primiți înapoi,
Bine, el acum explorează un pic terenul ca să vadă ce se mai întâmplă. E foarte curios, ce-i drept, și vrea să știe foarte clar cum mai stați și ce mai faceți. Dar, într-adevăr, dacă doriți. Da, nu vreți, nu. Nu, vă place că vă caută, vă place că vorbiți cu el, dar nu vreți să-l luați înapoi, să-l primiți înapoi, vă place mai mult această libertate de moment, da? Vă place mai mult această libertate de moment. Iar pentru în următoarea perioadă, pentru damele care sunt singure, mie mi-a căzut că în curând chiar nu veți mai fi singure, dar dacă doriți, chiar aprindeți o lumânărică mică albă și rugați-vă la Arhanghelul Mihail să vă aducă în viață, să vă aducă în viață partenerul potrivit care vă poate face fericită și care este pentru dumneavoastră. Da? Deci, pe cel de la drum nu-l mai doriți înapoi. Bun, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut și vi s-a părut interesant, v-aș fi recunoscătoare să îmi dați un like, să vă abonați, este gratis, să îmi lăsați un coment și nu uitați că este o etalare generală și nu se poate potrivi chiar tot. Eu încerc să dau foarte multe detalii, chiar încerc să dau foarte multe detalii, chiar dacă poate vă gândiți bine, dar de unde vede că în cărți nu are cum să iasă, mai ales cele care știți să citiți în cărți și care sunteți pe YouTube și dumneavoastră, da. Dar din nou mă repet și vă spun, da, am clar vederi și văd altfel cărțile. Pentru mine, nu știu, eu mă distrez cu cărțile, dar de fapt, până la urmă, este tot ceea ce văd eu, ce simt și ce mesaje primesc din astral. Da, mulțumesc frumos, vă doresc o zi minunată, liniște, pace, lumină și soare în suflet și în casă. La revedere!